Mihai, îți mulțumesc. Decizie istorică. Statul român e obligat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului să reglementeze parteneriatul civil, adică să respecte drepturile persoanelor de același sex la o viață de familie. România a fost condamnată azi pentru încălcarea dreptului la viață privată și familie, pentru că nu oferă nicio formă de protecție civilă pentru relațiile dintre persoane de același sex. Judecătorii europeni somează autoritățile de la București să ia măsuri pentru a rezolva această situație, prin oferirea unei forme de protecție relațiilor care nu sunt consfințite prin căsătorie. Colega mea, Andreea Georgescu, este alături de mine. Bună ziua, Andreea, și îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Bine te-am găsit. Bun, explică-ne cam ce trebuie să facă statul român în acest moment. Cum să le ofere protecție? Este cu adevărat o decizie istorică. Vorbim despre un demers început de un cuplu de persoane de același sex la care de-a lungul ultimilor 5 ani s-au alăturat încă 20 și decizia Curții Europene a Drepturilor Omului a fost destul de clară. Cu majoritate, judecătorii europeni au decis că statul român a încălcat legislația europeană, a încălcat Carta Europeană a Drepturilor Omului și nu respectă persoanelor care au o relație în afara căsătoriei, așa cum ea este reglementată în codul civil, căsătoriei clasice, să spunem așa, drept urmare trebuie să ia măsuri pentru a asigura aceste drepturi, atât pentru persoane de același sex aflate în relații, cât și pentru, să spunem, relații heterosexuale, dar care nu sunt consfințite prin căsătorie, pentru că nici acelea nu beneficiază de drepturile și protecția care este instituită prin lege pentru persoanele căsătorite. Și doar câteva exemple, pentru că foarte multă lume poate nu știe sau poate le ia cumva de bune. Spre exemplu, dreptul de a dispune ca aparținător în cazul unei situații de urgență care ține de sănătatea partenerului. Persoanele care nu sunt căsătorite nu pot face acest lucru, nu au de fapt această calitate de aparținător. De asemenea, nu pot fi coasigurați în sistemul public de sănătate dacă nu sunt căsătoriți. Totodată nu au dreptul la o pensie de văduv, de văduvă sau o pensie de urmaș și așa mai departe, în cazul în care nu vorbim despre persoane căsătorite, ori dreptul de a moșteni partenerul fără să treacă printr-o procedură complicată, să dovedească în instanță că au avut o relație de lungă durată și așa mai departe, drept urmare au dreptul la moștenirea persoanei în cazul în care vorbim despre un deces. Creditul prima casă este rezervat familiilor prin legislația care îl reglementează. Sunt doar câteva exemple, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului spune că toate aceste chestiuni trebuie reglate și de toate aceste drepturi trebuie să aibă parte și persoanele aflate în relații și persoanele de același sex aflate în relații, pentru că dreptul la familie este unul mult mai larg decât dreptul la căsătorie, așa cum el este reglementat în legislație. Legislația de la noi. Practic, CEDO subliniază în decizie, nu trebuie să le dați dreptul la căsătorie, dacă nu vreți acest lucru, pentru că guvernul a avut o serie de argumente care spuneau societatea română este reticentă la a oferi dreptul la căsătorie persoanelor de același sex și așa mai departe, însă trebuie să reglementați parteneriatul civil, spre exemplu, dă chiar acest exemplu. Chiar a fost curtea. O discuție acum niște ani, Andreea. Au fost mai multe discuții. În decizia curții spune că între 2010 și 2020, de-a lungul unui deceniu așadar, au fost 4 inițiative de reglementare a parteneriatului civil respinse în Parlament și încă 3 care nici măcar n-au mai ajuns la vot. Deci, în total, 7 tentative, toate sortite eșecului, să spunem așa, sau care nici măcar n-au mai ajuns să fie discutate de aleși pentru a reglementa până la urmă o chestiune care afectează câteva milioane de oameni. Spuneam că s-ar putea aplica și în cazul persoanelor aflate în relații heterosexuale și vedeam ceva cifre pe ecran mai devreme. Numărul căsătoriilor a scăzut foarte mult în ultimii ani. Asta nu înseamnă însă că oamenii nu mai sunt în relații și vedem asta în numărul nașterilor din afara căsătoriilor, care a crescut foarte mult, s-a dublat pe parcursul ultimilor 25 de ani. Asta înseamnă că oamenii sunt în continuare în relații, au o viață de familie, practic, însă ei nu mai consfințesc conform codului civil într-o căsătorie încheiată la starea civilă, dar au totuși nevoie de acea protecție conferită de lege și despre care se vorbește inclusiv în Constituția României. Mulțumesc tare mult, Andreea Georgescu, pentru toate aceste explicații. Doamnelor și domnilor,